Mă așteptam să-l dea mai de mult afară pe Poenaru, pentru că statele au fost destul de modeste față de așteptările pe care le-a avut în ultimii ani voluntariu. Problema este că a avut un contract foarte bun și acolo, ții minte că a fost perioada aia cu Bergodi, care luase 4 puncte până atunci. Nu a dat nimeni afară că nu se putea plăti clauza cât era aia. Adică, pentru el este o șansă mare, pentru că de data aceasta nu mai merge la Mioveni. La Mioveni era o minune să-i scape. Aici ar trebui să scape așa dacă te uiți la loc și la poziție. La un dat a lăsat impresia că poate să facă acea minune. Da, dar este impactul ăla pe care nu-l înțeleg eu foarte atât în fotbalul românesc. Adică antrenorii de regulă obțin câteva săptămâni, primele două, trei săptămâni, o lună, două, sunt toate bune. Poate când, explică Ionuț și, da, și, când, și când te-ai aștepta să zici, domne, că s-au înțeles principiile mele, și nu știu ce, abia atunci încep să începe lucrurile, să încep lucrurile să meargă prost. Nu prea înțeleg de ce, dar asta e realitatea. Ionuț, ce se întâmplă? De ce antrenorii la un moment dat produc un impact când sunt instalați la o echipă? Nu știu, se întâmplă ceva în relația dintre ei, dintre antrenori și jucători, dar apoi lucrurile se sting de multe ori, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Nicolae Dică în acest exemplu pe care l-a oferit Bogdan de la Mioveni. Întotdeauna când vezi că, vorbesc cel puțin de antrenorul care era înainte la echipă, în momentul în care vezi că antrenamentele nu mai merg, comunicarea nu mai este la fel de bună, nu mai reușești să ajungi acolo cu mesaj, nu mai reușești să-i motivezi, e clar că conducerea clubului încearcă acest șoc pe care îl auzim tot timpul, venirea unui nou antrenor. Acum, bineînțeles, Nicolae Dică are deja experiența ca antrenor, a antrenat pe la mai multe echipe, a mers în diferite situații, fie la un club, fie la celălalt, și acum ar trebui să aplice toate lucrurile pe care le-a învățat, să nu mai facă greșelile pe care le-a făcut în trecut și eu îi doresc baftă. E un fost coleg de-al meu și mi-aș dori să reușească să îndeplinească obiectivul acela de probabil a ține voluntariul în Liga 1. Am văzut un obiectiv personal 7-9, însă să le ia treptat și cred că și pentru el este momentul, așa cum vorbeam și de Adrian Mutu la o altă emisiune, spuneam că este momentul pentru Nicolae Dică să demonstreze ca și antrenor. Pe mine m-a surprins, scuze-mă, Poenaru totuși, pentru că mie mi-a plăcut foarte tare la Clinceni. Da. Mie mi s-a plăcut acolo la Clinceni. A făcut ceva absolut ieșit din comun. E adevărat. Dar eu cred că asistăm la un fenomen similar cu ce s-a întâmplat cu Croitorul, care ne-a impresionat pe toți. Și acolo, corect, absolut identic. Și apoi toate încercările lui ulterioare au dat greș. Și poate identic. Și Ilie Poenaru, după ce ne-a uimit la Clinceni, pe unde a mai fost, n-a mai reușit. Parcă la Mediaș n-a mers rău până când clubul a căzut din punct de vedere financiar. După aceea la Arad au fost probleme clare, mari. Și aici, totuși, aici l-a fost de multe ori în pericol, dar de fiecare dată câștiga câte un meci. Erau, se spunea, îl dă afară, dar bătea. A câștigat la Cluj, spre exemplu, cu Universitatea, a câștigat niște meciuri surprinzătoare una peste alta. E, apropo de Cluj, el este demis după această înfrângere pe terenul celor de la CFR Cluj și în jurul acestei partide s-au făcut speculații. Chiar Mihai Stoica a avut o postare ironică, a zis cumva dacă nu este și cursă de noapte, s-a întrebat el după acel meci, pentru că în dimineața zilei echipa a plecat cu noaptea în cap la această partidă. E bine, au existat speculații, există o linie de clasament incredibilă cu, nu știu, 17 înfrângeri din 18 întâlniri. Similară cu FCSB Botoșani. Parcă mai accentuată aplică, da, între voluntari și CFR Cluj. Și sigur că unii suporteri ai echipei FCSB au speculat faptul că ar exista o relație specială între voluntari și CFR și vezi un antrenor demis de la voluntari după o astfel de partidă cu CFR Cluj. Ăla a fost un meci ciudat, un meci care nu reflectă ce s-a întâmplat în teren. Dacă voluntariul intra cu 2-1 la pauză, nu se mira nimeni. Nu a fost transversal aia care... Iar greșeala aceea pe care a făcut-o Carnat, eu nu am înțeles. Singura explicație este că poate nu l-a văzut pe jucătorul advers. Nu-mi explic cum a putut să arunce acolo. Da. Pentru că îți mai scapă la autor, îți mai scapă mingea din mână, dar scapă aici lângă tine, să o arunci 25 de metri fix, e ceva absolut... Eu n-am mai văzut niciodată așa. Și ce se întâmplă? În unele meciuri vedem niște chestiuni pe care nu le mai vedem după aceea. Și asta e adevărat. Și se întâmplă niște meciuri, nu știu, în care parcă ar trebui să se întâmple. Că vedem asta cu Carna, sigur înțelegem că a aruncat de la margine nu știu ce.
tot la un meci al CFR-ului, ne aducem aminte de Harnaghi și un Hans. Când a sărit atunci, da. Dar au fost mai multe, mă, să știi. Da. Alea a mai făcut și băiatul ăsta de la Botoșani, Dragu. Da. L-a mai făcut și bosniacul ăla de jucat la Gaz Metan, da, într-un meci cu Dinamo, cum era Golubovici. Golubovici îl chema în vârf. Da, da, Golubovici. Au mai se mai întâmplă astea. Apoi autogolul lui Săpunaru la un meci Astra cu Viitorul. Nu mai țin și minte, da. Acel autogol a ajutat-o decisiv pe Viitorul să iasă campioană în detrimentul celor la FCSV, Cristi Săpunaru, sigur, idol al rapidiștilor. Adică se întâmplă niște chestii așa, chiar în niște momente. Apoi nu le mai vedea, adică pe Săpunaru nu l-a mai văzut nici înainte, nici după să dea un asemenea autogol. Precum nici pe Bănelicuță nu l-a mai văzut într-un asemenea autogol ca pe Bernabeu. Da. Nu cred că e... Mă gândeam în timp ce mă uitam la serialul acesta cu Beckham, că Beckham este primul care vine la Bănel Nicoliță și îl consolează după acel tontogol, cum mi s-a spus. Mă gândeam, mă, parfumul lui David Beckham trebuie să-l fie amețit pe Bănel, care era la apropiere când a dat acel autogol. Ionuț, ce situație cu CFR Cluj? În primul meci din 2024 merge la Botoșani, pierde pe terenul ultimei clasate și chiar antrenorul CFR-ului este demis. Acum, iată, la a doua partidă a CFR-ului vine demiterea antrenorului echipei adverse. Fiecare meci al CFR-ului, iată, ne aduce câte un eveniment de acest gen. Da, din păcate știm foarte bine, meseria asta de antrenor nu e una ușoară, depinzi de rezultate, depinzi de jucători, depinzi de forma lor, depinzi de, iată, de niște greșeli tehnice, dar mi-aș dori ca antrenorii, în momentul în care pleacă de la echipă, să fie demn. Să fie demn și să... Prefer ca acel antrenor să discute față în față cu un jucător dacă are ce să-i reproșeze decât să iasă în presă și să discute despre greșeala unui jucător sau să vorbească despre astfel de lucruri. Sunt lucruri care se întâmplă. Așa cum el poate la un moment dat a greșit un prim 11, așa se poate întâmpla și o greșeală tehnică. Vis-a-vis de ce ați discutat că într-adevăr apar astfel de greșeli după care nu mai apar și sunt cumva ciudate în anumite momente cheie dintr-un meci sau care decid campioana, iar la fel. Dacă nu sunt probate, da, noi doar putem să venim să ne gândim. Eu nu spune-ne că... un moment din acesta de blackout pe care l-ai trăit în cariera ta de jucător. Nu știu, poate un cartonaș roșu, nu mai știu, poate am greșit și eu, nu mai știu exact, acum chiar nu-mi vine de neapărat. Astea, de golul cu AS Roma ți-aduce aminte imediat, de astfel de detalii nu-ți mai aduce aminte. Păi asta spun, că eu n-aș merge atât de departe, adică nu cred, eu nu vreau să cred că jucătorii din ziua de astăzi, unde totul este monitorizat, totul este cât se poate de la liber, să spunem așa, ar putea să riște și să facă prostia asta, adică eu vreau să cred că totuși am evoluat și nu mai cum erau poate acum 20 de ani, oameni care, într-adevăr, felul cum jucau și nu jucau numai odată, jucau meci de meci sau la meciuri decisive, vedeai ce greșeli făceau. Adică eu n-aș vrea să cred lucrul ăsta. Mi-aș dori, în primul rând, așa cum am spus, să văd o evoluție și la nivel de jucători și la nivel de antrenori, din punctul ăsta de vedere. Ca să revin la întrebarea pe care mi-ai pus-o, Mihai, da, și Mandolini probabil plătește pentru... rezultatele slabe în primul rând, dar și pentru, cred că, felul cum nu a putut să gestioneze situația de la CFR Cluj din vestiar. Mie mi s-a părut incredibil cum au jucat la Botoșani. Adică poți să pierzi meciul, exact, ok, poate exact. Să nu-ți iasă, da. Se pot întâmpla să multe lucruri. Să știi, Bogdan, că nu neapărat că de multe ori se întâmplă, gata, bă, hai să-l dăm afară pe antrenor, nu mai jucăm. E un cumul. Antrenamentele nu merg, tu ești supărat la antrenamente, se creează așa o atmosferă și nu neapărat că jucătorii importanți vorbesc, bă, hai acum să îl dăm afară pe Xulescu sau cum îl cheamă, pentru că nu mai putem. Nu, pur și simplu se adună și nu mai e același tonus, nu mai e aceeași concentrare, greșești pase și toată lumea să zică, păi bine, CFR Cluj a pierdut, ca să aștepte să-l dea afară pe Mandolini. Nu, adică eu nu, niciodată n-am întâlnit în cariera mea chestia asta, dar... Sunt, eu știu, săptămâni, luni de zile în care vedeam și în rezultate, dar și discuțiile care au ieșit în presă vis-a-vis de jucătorii importanți. Da, apropo de lucrurile care se adună, Ilie Poenaru spunea că până la urmă nu a fost doar această înfrângere cu CFR Cluj, s-au adunat vreo 4 meciuri în care ei nu au obținut nicio victorie, 4-5 etape consecutive.
Și apropo de aceste rezultate negative care s-au strâns în dreptul voluntarului, ar putea fi aceasta o speranță pentru Dinamo? Dinamo încă mai pâlpâie acolo o speranță. Voluntari ar putea fi o speranță pentru Dinamo? Eu ți-am spus, am ajuns să mă feresc să fac orice fel de previziune despre campionatul nostru. Dacă, deci, spunea, îmi spunea cineva că Iașu, după ce îi calcă în picioare Șepșii, vine și câștigă meciul de pe teren propriu de asemenea manieră. Dacă îmi spunea cineva că Șepșii va juca în halul ăsta... Am jucat împotriva Iașului la acel meci. Păi da, dar nu, dacă îmi spunea cineva că Șepșii va juca în halul ăla la Arad. Deci eu nu mai înțeleg nimic. Sincer, da, da. Nu mai înțeleg nimic. Și am stat de vorbă cu diferiți oameni și încercam să găsesc care sunt explicațiile. Și spunea Basara Panduru că este o variantă modul în care îți petreci săptămâna aia pe care o faci, o treci până la meci. Adică poate euforia. Da, poate că, nu știu, euforie, vorba aia, pierzi nopțile. Te relaxezi. Pierzi nopțile, nu te mai antrenezi cum trebuie, ți se pare că ești prea bun sau prea... Nu mi-explic. Mi se pare absolut...